binecuvântare, Dumnezeu să dea putere și Dumnezeu să aducă la îndeplinire lucrările care le a avut cu privire la lucrarea aceasta, la biserica din locul acesta. Dumnezeu să-și poslăvească numele de slavă în locul acesta. Dumnezeu să-și arate numele de slavă în locul acesta și dorim din toată inima să ne rugăm stăruitor. Dumnezeu a promis că locul acesta va face o scălătoare, va aduce poporul la mântuire în locul acesta. Amin. Și noi credem. Dar dorim din toată inima ca noi să fim lumini. Dorim din toată inima ca noi să fim oamenii cei care să ne rugăm stăruitor să spunem, Doamne, ajută-ne, Doamne, întărește și Doamne, dă-ne putere. Și pentru rugăciunea aceasta dorim să ne motiveze fratele Cornel Vorcar, Domnul să-l binecuvânteze, pentru că avem și mijlocul nostru fratele Daniel Cornea, va avea un mesaj mai lung, Dumnezeu să-l binecuvânteze și dorim să ne rugăm pentru locul acesta de închinare. Dorim ca Dumnezeu să-și poslăvească numele de slavă. Fratele Samuel și cele amintite și în urmă fratele Cornel ne va aduce de el în urmă. Amin.